O capră a devenit o adevărată eroină în Ucraina după ce a declanșat un șir de grenade ce fusese amplasate de ruși în jurul unui spital, iar în deflagrație cel puțin 40 de soldați ai Moscovei au fost răniți. Forțele rusești instalaseră un fir-capcană și fixaseră pe el grenade în jurul unui spital local. Au vrut ca această capcană să funcționeze ca un fel de apărare circulară, a explicat șeful serviciilor de informații din Ucraina. Capra care scăpase de la o fermă s-ar fi îndreptată direct spre capcană. Ca urmare a mișcărilor haotice ale caprei, animalul a activat mai multe grenade. A urmat o reacție în lanț, iar mai mulți soldați ruși care pregătiseră ambuscada au suferit răni de diverse grade de gravitate. Nu se știe în prezent care este starea animalului, dacă a supraviețuit sau nu, dar se crede că cel puțin 40 de soldați ruși ar fi fost răniți, potrivit serviciului de informații al armatei ucrainene. După ce această întâmplare a fost făcută publică de serviciile ucrainene, capra a fost botezată capra Chievului, după porecla primită de un pilot devenit legendar Fantoma Chievului, despre care se spune că ar fi doborât până la 40 de avioane inamice în timpul invaziei rusești asupra capitalei ucrainene. Nu este prima dată când animalele devin eroi în războiul de apărare pe care îl poartă ucrainenii. Luna trecută, președintele Volodimir Zelensky l-a decorat în prezența premierului canadian pe patron câinele genist al Ucrainei. Patron a devenit rapid un simbol canin al patriotismului ucrainean. Este deja o figură celebră și pe plan internațional de la invazia rusă din Ucraina pentru modul în care i-a ajutat pe geniști să depisteze bombele în orașul Cernihiv, din nordul Țării. Câinele este creditat cu descoperirea peste 200 de explozibili făcând parte dintr-o echipă de pirotehniști care lucrează pentru serviciul de stat pentru situații de urgență.